Înainte de toate vreau să vă spun bună dimineața și bine v-am găsit în acest parc frumos care este la fel municipal, este un, după părerea mea, dintre cele mai amenajate, deși avem foarte mult de lucru aici. Vreau să le mulțumesc colegilor de la direcție, doamne viceprimar. Poftim? Că ne-au chemat sau mai tare? Mai tare, bine. În primul rând vreau să le mulțumesc colegilor de la direcție că au găsit această locație și că putem desfășura acest forum inclusiv acum cu toate iarăși cerințele noi vis-a-vis de întruniri. Cineva m-a întrebat dacă trebuie să purtăm mască sau nu trebuie să purtăm mască. În principiu trebuie să purtăm mască atunci când avem evenimente de genul ăsta. Deși cam ne-am zăpăcit noi cu toate recomandările și restricțiile. De aici am vrut să încep să vă spun un mare, mare mulțumesc fiecărui dintre dumneavoastră, celor care ne privesc acasă. A fost un an extraordinar de dificil și un an în care cred că în condițiile în care am activat, ați făcut cu adevărat față, ați dat dovadă de o rapidă adaptare la situații, chiar dacă, reiterez, a fost deloc ușor. Cu toată educația online, cu educația modulară, ceea ce a crescut substanțial și implicarea dumneavoastră și necesitatea de a interveni pe una sau alta filieră. Dar deja revenind la subiectul zilei de astăzi, dacă așteptările sunt pe măsura probabil posibilităților. Întotdeauna există loc pentru mai bine, dar eu cred că atât medicii cât și pedagogii, personalul non-didactic, au demonstrat că se poate. Atunci când suntem uniți și chiar dacă ne place sau nu ne place, na, nu suntem noi cei care decidem că vine pandemie peste noi sau nu vine pandemie peste noi, rezultatele au fost și sunt pe măsură. De asta eu mă închin în fața dumneavoastră, în fața tuturor cadrelor didactice din Republica Moldova, dar în special în municipiul Chișinău. Eu, dacă mă întrebați, la această etapă mi-ar fi complicat să estimez, de exemplu, perioada anilor 91, 95, 97, că eram mic, atunci erau alte probleme, eram în școală, dar eu m-am format în Chișinău. Chiar dacă am școli peste hotare în cele mai bune instituții, specializări, Londra, Paris, Berlin, Moscova, oriunde. Nu asta am vrut să spun. Am vrut să spun că, după părerea mea, ceea ce văd eu acum în instituțiile educaționale este probabil ceea la ce am putut ajunge noi, iar dacă să privim în perspectivă, în dinamică, este un rezultat bun. Când vorbesc despre aceste lucruri, eu știu că în Chișinău avem poate cei mai buni profesori. Poate, zic, ca să nu-i supăr pe cei din Republică, pentru că cu certitudine în Chișinău sunt cei mai buni profesori. Să nu le fie cu supărare celor care ne privesc, poate din alte localități, suntem alături de ei și cu inima și cu sufletul și cu tot ce am putea. Dar sunt condiții și obiective în acest sens. E capitala, e cea mai mare entitate teritorială, sunt cei mai mulți oameni aici și dumneavoastră ați ales nu cea mai ușoară cale. Pentru că astăzi nu este deloc ușor să fii profesor. În primul rând, infrastructura. Într-al doilea rând, motivația. Într-al treilea rând, factorul psihologic, permanent avem perturbările astea cu caracter politic, asta ne se întâmplă, ce să facem? Așa este. Iar un pedagog are nevoie de confort. În toate privințele. Acum chiar cred că suntem la turațiile maxime, dar asta nu înseamnă că nu există loc pentru mai bine, așa cum ziceam anterior. Când spun că m-am format pentru că știu foarte mulți, cei care guvernează azi, deputați, parlamentari, în președinție, în guvern, în mediul de afaceri, tot în Chișinău sunt marea majoritate formați. Și au atins acele succese grație efortului dumneavoastră. Eu am foarte mulți colegi care sunt în diasporă, care au plecat. Și copiii lor s-au format aici. Astăzi copiii lor care s-au format aici și care au ajuns acolo sar peste 2-3 clase. Sau sunt cei mai buni. Moldoveni, ai noștri. De aici, de acasă. Sau alte etnii care sunt reprezentate. Și asta bucură pentru că asta este aprecierea efortului dumneavoastră în realitate. Pe lângă faptul că elevul tot trebuie să depună un efort.
Problemele sunt cele care au fost și rămân a fi cronice. Repet, infrastructura, motivația suplimentară pentru oamenii din sistem, dotările, politicile care le facem sau care trebuie să le facem. Sunt alte lucruri despre care nu vreau să vorbesc cel puțin astăzi, dar am încredere că noul an va fi unul mai bun decât cel vechi. Și grație eforturilor comune vom putea demonstra faptul că, sau reconfirma faptul că nivelul de instrucții, când spuneam de toți oamenii ăștia care îi cunoaștem și sunt buni, determină sau este determinat de efortul dumneavoastră, iar pentru cei care, de fapt, ajung să crească undeva, reprezintă și costul de oportunitate. Ce poți face în viață? Cât și cum poți fi motivat? Cam asta. Nu știu dacă este ceva să adaug în acest sens. Pe partea de obiective, avem lucrurile stabilite foarte clar, dar cred că vor veni întrebările suplimentare. Nu aș vrea să manipulizez, aș vrea să vă spun odată în plus mulțumesc pentru tot ceea ce faceți, să vă spun multă, multă sănătate în aceste condiții, repet, deloc ușoare și zăpăcite pe alocuri, cu schimbări de reguli în diferite circunstanțe, de noi nici ieri n-am putut să ajungem la un numitor comun în Comisia Municipală de Sănătate Publică, ce facem cu ultimele aspecte, azi ne mai întrunim, am mai avut ședință de dimineață, mai avem ședința când, doamna Tăsici, la 12:30, poate scoatem cumva în capăt, dar eu vreau să vă spun multă sănătate dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, copiilor dumneavoastră, tuturor celor apropiați și dragi și sunt sigur că împreună vom reuși.